din experiența mea, eu sunt un survivor că am ajuns până unde am ajuns în ziua de astăzi, și pentru mine au fost foarte multe lupte, doar așa ca idee, să mă mut dintr-o altă țară, din Australia în România, să nu cunosc limba, să nu știu să scriu, să nu știu să citesc, fără familie, fără absolut nimeni, și pentru mine asta a fost deja o luptă. A doua luptă, eu zic astea super mari, a fost cea de sănătate, care acum aproape să face 3 ani de zile, mă simt bine, în forță, suntem ready to go, dar a fost pentru mine o super mare luptă. Și consider că ești născut să fii luptător, dar și viața te face să lupți pentru ceea ce tu îți dorești și pentru visele tale. Trebuie să ne luptăm și să muncim din greu. Absolut orice în viață necesită sacrificii.